În timp ce socialdemocrații au în calcul supraimpozitarea celor care dețin mai mult de două proprietăți sau două mașini, Florin Câțu propune coaliției reducerea contribuțiilor și reducerea TVA. Liderul PNL spune că reducerea contribuțiilor înseamnă mai mulți bani în buzunarele românilor, iar reducerea TVA temperează inflația. Irina Codreanu ne completează subiectul. Bună ziua, Irina! Bun găsit, președintele PNL Florin Cățu spune despre salariile românilor că acestea pot crește prin reducerea contribuțiilor, iar inflația poate fi temperată prin reducerea TVA. Aceste propuneri vin după ce sâmbătă liderul PSD Marcel Ciolacu a vorbit despre supraimpozitarea celor care au mai multe mașini și case, dar și despre renunțarea la cota unică. Ciolacu a afirmat că propunerile ministrului de finanțe Adrian Căciu privind supraimpozitarea celor care dețin mai mult de două proprietăți sau două mașini reprezintă o abordare social-democrată. Când i s-a atras atenția că partenerii de guvernare din PNL sunt susținători ai cotei unice, Ciolacu a răspuns că există guverne de dreapta în Europa care nu aplică o astfel de cotă, așa că nu este o încărcare a doctrinei liberale. În postarea lui de astăzi, Florin Cîțu explică cele două soluții ale sale. Mai exact, reducerea contribuțiilor ar însemna mai mulți bani în buzunarele românilor, iar reducerea TVA temperează inflația. Florin Cîțu propune două soluții financiare care, spune el, ar fi în beneficiul atât al românilor cât și al bugetului de stat. Acesta se referă la reducerea CAS de la 25% la 20%, ceea ce ar însemna aproximativ 317 lei în plus în buzunar pentru românii cu salariul mediu, spune liderul liberal. Iar reducerea TVA temperează inflația. Postarea președintelui PNL vine în contextul declarațiilor ministrului finanțelor publice Adrian Căciu privind o impozitare a proprietății din 2023. Cred că va trebui o abordare mai fermă din perspectiva taxării proprietăților în contextul taxării proprietății suplimentare. Eu nu gândesc în termen de primă proprietate sau ceea ce înseamnă necesarul de confort pe care trebuie să-l aibă un cetățean să fie taxat sau suprataxat. În zona în care există o, să nu-i spun opulență, dar o preocupare prea intensă pentru a acumula proprietăți, aș vedea o taxare, dar taxarea aceea n-aș vedea să se întoarcă la stat, ci către comunitatea locală. Ulterior, ministrul și-a contrazis propriile declarații privind impozitarea proprietăților, spunând că nu este adeptul supraimpozitării și în această privință, ci mai degrabă susține ceea ce numește o ajustare în zona de reglementare comercială a unor activități de business.